Bun găsit! Temperaturile continuă să crească, soarele va încălzi rapid atmosfera, iar prin unele zone vorbim deja de caniculă. Așadar, ziua de astăzi ne aduce vreme caldă în majoritatea regiunilor, iar în cele din vest și sud-vest, indicele temperatură umezeală se apropie de pragul critic de 80 de unități și asta înseamnă un aer greu de respirat. Pe când în Crișana, Maramureș, Transilvania, cât și în zona de munte, în apropierea serii vor fi ploi consistente, descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade. În capitală vom avea tot vreme frumoasă și călduroasă, fără semne de ploaie. Vântul va adia ușor, iar temperatura maximă va urca până la 32 de grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 33 de grade se vor registra la Timișoara, 30 de grade la Iași, 26 de grade la Constanța, 28 de grade la Brașov. Temperaturile cresc și în zonele de munte, atmosfera va fi plăcută, cu soare, dar și ceva norări și ploi de scurtă durată la apropierea serii. Izolat vor fi condiții de grindină, iar prin stațiuni maximele ajung la 25 de grade Stâna de Vale, 22 de grade Sinaia, 24 de grade Predeal și Poiana Brașov. Vreme caldă găsim și la malul mării. Va fi o zi însorită, cu ușoare norări și posibil ploi trecătoare spre seară. Briza se va simți pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 27 de grade, iar apa mării va avea în jur de 24 de grade. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul Europei. În peninsula iberică se anunță o zi cu soare, iar atmosfera va fi plăcută. Pe când în țările vestice și nordvestice vremea va fi instabilă, se adună norii și vor aduce ploi destul de consistente. 30 de grade se vor registra la Madrid, 24 de grade la Paris, 25 de grade la Amsterdam. În nordul Europei, vremea va fi predominant frumoasă, însă izolat pot să apară averse, iar vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei. Maximele ajung la 28 de grade la Stockholm, 22 de grade Copenhaga. În centrul și sud-estul continentului vor fi condiții de ploaie, dar în ansamblu vreme frumoasă cu vânt domol și temperaturi de vară. Așadar vor fi 34 de grade la Budapesta, 31 de grade la Atena, 33 de grade la Roma. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. În continuare va fi caniculă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În nord-vest, cât și în zona de munte, vor fi ploi zgomotoase și vor fi condiții de grindină și furtuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!